Doamne ajută tuturor, astăzi 1 aprilie 2023, la prăznuirea Sfintei Maria Egipteanca, fac o înregistrare în legătură cu subiectul muzica în biserică, emoție și sentiment sau duh și rugăciune. Muzica și cântarea în biserică se naște din rugăciune, adică din relația vie cu Dumnezeu, în Duhul Sfânt, și în același timp ea este purtătoare de rugăciune și naște și susține rugăciune. Cuvântul icoana și muzica în biserică se adresează adâncului omului, iar nu emoției și sentimentului pe palier trupesc, care sunt simțiri adăugate omului după pierderea Duhului Sfânt în Rai, pentru a putea interacționa fără har cu lumea exterioară. Acesta e rostul bisericii și a slujbelor. De a ne ajuta încet încet să dobândim o conștiință vie a prezenței lui Dumnezeu și o simțire a harului dumnezeesc. De aceea cântarea are un rol important de a ne menține într-o continuă stare de prezență și atenție înaintea Domnului. Rostul și scopul diferitelor slujiri și slujbe în biserică este acela de a dobândi o stare compatibilă cu a sfinților, astfel încât prin mijlocirea lor să ajungem la o stare de prezență înaintea Domnului, conștientizând că El este prezent, iar noi de cele mai multe ori suntem absenți și rupți de legătura cu El care este izvorul vieții și viața veșnică. Slujbele, cântările și rugăciunile în biserică nu au fost făcute pentru a face scop din săvârșirea lor, ci ele sunt mijloace prin care noi să ajungem să dobândim o stare de prezență înaintea Domnului, prin care Duhul Sfânt ne împărtășește acel har curățitor și sfințitor care nu este din lumea aceasta. În biserică nu se fac oficieri, deși auzim peste tot aceste afirmații eronate. Oficierile și ceremoniile se fac la primărie sau în cadrul armatei, când sunt comemorați eroii și martirii neamului. Întotdeauna în biserică slujbele se săvârșesc sau se prăznuiesc. Aceste cuvinte le găsim în Sfânta Scriptură, spusă de însuși Domnul Hristos pe cruce zicând: săvârșitul s-a, adică s-a încheiat lucrarea Lui ca om și Dumnezeu pe pământ, de răscumpărarea omului, și apoi urmează o altă etapă, după învierea trupului Său, de înălțarea ființei umane în sânul Sfintei Treimi. Oficierea este o lucrare a omului, pe când săvârșirea este o lucrare a Duhului, la care participă și omul. Când cineva vrea să oficieze ceva în biserică, de fapt el vrea să facă ceva fără participarea Duhului Sfânt, ceea ce este o totală aiureală. În biserică, cel care lucrează și simțește toate este Duhul Sfânt, iar noi toți suntem chemați să participăm la această lucrare. Noi putem fi instrumente ale Duhului Sfânt prin care El lucrează simțirea noastră. Și în cazul muzicii sau a cântării din biserică, Duhul Sfânt este Cel care a lucrat prin diversi emnografi și melozi într-o formă unică cu fiecare în parte. Și de aceea avem diferite variante de cântare la acea sărbătoare sau la Sfânta Liturghie. Însă, în toate aceste variante alcătuite de imnografi și melozi, a lucrat unul și același Duh Sfânt, care pe toate le plinește. De aceea, prin aceste cântări, oamenii se pot împărtăși de Duh Sfânt. Însă dacă ne încăpățânăm să rămânem pe palier emoțional-sentimental, nu vom putea avea simțeminte duhovnicești,
ci doar o simțire pe palier trupesc emoțional în duh umanist, ratând astfel întâlnirea în duh cu Dumnezeu. Atunci când omul este pe palierul duhului, care este o stare normală a creștinului, deoarece am primit de la botez Duhul Sfânt, el dobândește o stare de prezență înaintea lui Dumnezeu, astfel încât mintea să aie curată de gânduri. Și astfel se poate ruga cu rugăciunea de un singur gând, cu suflet smerit și inimă blândă. Acum toate puterile sufletului se unesc și omul devine stăpân pe sine însuși. Doar Duhul Sfânt poate uni puterile, toate aceste puteri ale sufletului. De aceea, dacă omul nu depășește palierul emoțional, sentimental, al firii căzute din har, va rămâne viața întreagă cu puterile sufletului separate, dispersate, rămânând bolnav și nevindecat. Ca și susținerea cuvintelor prezentate mai sus, voi aduce câteva citate din Sfânta Scriptură. De la Apostolul Pavel. Zice Apostolul Pavel în Epistola către Efeseni, capitolul 5, versetul 19. Vorbiți între voi în psalmi și în laude și cântări domnicești, lăudând și cântând Domnului în inimile voastre. Cu alte cuvinte, dobândiți Duhul prorocului și împăratului David, cel care a scris acești psalmi, din care citează Sfântul Apostol Pavel. În Epistola către Coloseni, capitolul 3, versetul 16, zice Apostolul Pavel, Cuvântul lui Hristos să locuiesc între voi cu bogăție, învățați-vă și povățiți-vă între voi cu toată înțelepciunea. Cântați în inimile voastre lui Dumnezeu, mulțumindu-i în psalmi, în laude și în cântări domnicești. Apostolul Pavel ne îndeamnă să cântăm în inimile noastre, adică în acea parte cea mai adâncă a ființei noastre, cea mai adâncă a Duhului, care este inima omului, acolo unde este sălășluiește și unde este chipul lui Dumnezeu. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2023 drept anul magial al pastorației persoanelor vâznice și anul comemorativ al imnografilor și cântărețelor bisericești. Toate cântările bisericești cuprinse în cărțile de cult au fost alcătuite sub inspirația Duhului Sfânt, de către imnografi și melozi anume aleși de Dumnezeu, astfel încât oamenii auzindu-le să poată înțelege mai bine textele din Sfânta Evanghelie. De aceea putem spune că muzica bisericească este Evanghelia cântată, la fel cum picturile și icoanele din biserică reprezintă Evanghelia în imagini. Biserica este trupul lui Hristos, cum spune Sfântul Apostol Pavel, în care noi ne suntem mădulare unii altora, în biserică sunt mai multe daruri ale Duhului Sfânt, împărțite oamenilor, însă pe toate le lucrează unul și același Duh. Duhul de unitate al Sfintei Trinii. Această lucrare ține cont de unicitatea fiecăruia dintre noi și de deschiderea noastră față de planul de mântuire al lui Dumnezeu pentru om. El nu ne încalcă libertatea cu nimic, deoarece ne iubește total, adică are o deschidere totală față de noi, spre a ne împărtăși harul Sfintei Trinii. Depinde de noi dacă vrem sau nu să conlucrăm cu El pentru curățirea, luminarea și sfințirea noastră. În biserică, cuvântul, icoana și muzica sunt instrumente dăruite de Dumnezeu, necesare și de folos comunității bisericii, prin care Duhul Sfânt lucrează pentru vindecarea și tămăduirea omului ca întreg, trup, suflet și duh. Cuvântul are frumusețe și armonie,
Icoanele îl arată pe cuvântul întrupat și unitatea Sfintei Treimi. Iar muzica sau psalmodierea pune cuvântul pe note, aducând frumusețea prin unde în inimile noastre. Dumnezeul nostru este în același timp cuvânt, frumusețe, armonie, într-o unitate de nedespărțit. Muzica sau psalmodierea în biserică are mai mult un caracter terapeutic și catehetic decât unul auditiv legat de armonia muzicală. Muzica în biserică este un suport pentru cuvânt, însă în același timp este purtătoare de har și împărtășește credincioșilor același duc de unitate al Sfintei Treimi, care lucrează prin cuvânt și prin icoană. Dumnezeu comunică cu noi prin Duhul Său cel Sfânt. Persoana lui Hristos, om și Dumnezeu, nu are după învierea trupului său emoție și sentiment. Nici măcar înainte de înviere, Hristos nu a avut o simțire trupească la mormântul lui Lazar, pentru că Evanghelia ne relatează că Hristos a suspinat cu Duhul și nu a avut o stare sentimentală și emoțională. Este foarte important să înțelegem că Hristos, ca om, a suspinat cu Duhul. Deci Hristos, om și Dumnezeu, nu poate interacționa cu noi prin emoții și sentiment, pe palierul trupesc, pentru că nu le are pe acestea, ci doar prin Duhul Său cel Sfânt, acea energie veșnică de viață făcătoare, comună celor trei persoane ale Sfintei Treimi. Și de aceea, de cele mai multe ori, noi nu-L simțim pe Dumnezeu. Nu avem o simțire a Duhului pentru că suntem pe palier trupesc emoțional. Ori dacă nu ne curățim simțirile, nu avem cum să-L simțim pe Harul lui Dumnezeu și pe Dumnezeu. Cuvântul, icoana și psalmodierea în biserică formează un tot unitar. În același timp sunt simboluri care ne fac prezent aici și acum o realitate veșnică. Dar în același timp sunt și ferestre și mijloace pline de har prin care Dumnezeu comunică cu noi și noi cu El. Piatra de potignire pentru omul raționalist a fost și va fi Iisus Hristos, Dumnezeu și om, într-o singură persoană. Potignire în care se află tot apusul neortodox, care îl separe pe Dumnezeu de creația sa. Despre aceste lucruri a vorbit foarte mult părintele profesor, doctor academician Dumitru Săniloae, cel care a participat la întâlnirile ecumenice din partea Bisericii Ortodoxe și a cunoscut foarte bine cădările de la dreapta credinței ortodoxă a diferitelor comunități religioase din apus. Tot despre aceste lucruri au scris în secolul 20 și Sfinții Nicolae Vilimirovici și Iustin Popovici, care au făcut studii de psihologie și filozofie în apus. În acest spațiu al separării de Dumnezeu, cuvântul umanist, tablou religios, muzica corală, iar apoi și muzica instrumentală, au înlocuit cuvântul lui Hristos, icoana și psalmodia, care fiind pline de har, îl curățește, luminează și sfințește pe om în biserică. Acest lucru nu se mai întâmplă în comunitățile care au părăsit biserica, una sfântă, sobornicească și apostolică, cum mărturisim în crez. Pe acest fond se dezvoltă în Occident o cultură a morții, cum o numește părintele Rafael Noica. Dacă vom înțelege aceste lucruri, vom ști și în biserică ce este autentic și ce este neautentic și artificial. Biserica prin Sfinții Săi a păstrat într-o unitate și autenticitate plină de har cuvântul, icoana, psalmodiei ca un tot unitar, după chipul Sfintei Treimi. De aceea avem un canon al Sfintei Scripturi, foarte clar stabilit. Tot așa avem un canon iconografic,
legat de cum, unde și ce sfinți se pictează în biserică. La fel, există și un canon legat de psalmodiere și săvârșirea sfintelor slujbe, pe care sfinții imnograf și melozi le-au stabilit foarte clar pentru a fi în unitate cu icoana și cuvântul Evangheliei. De aceea nu putem cânta în biserică ce ne place nouă sau preoților, ci ceea ce trebuie și a fost rânduit de Duhul Sfânt prin descoperire dumnezească. Atunci când în biserică nu se respectă aceste lucruri, apar devieri, care sunt o formă de erezie, deoarece distrug această unitate a Duhului Sfânt prezentă în cuvânt, icoană și psalmodiere. Când în biserică sunt aduse tablourile religioase, cuvântul umanist, muzica corală, cu fica ei priceasna, atunci în acea comunitate se infiltrează pe nesimțite, datorită neștiinței și indiferenței, un duh lumesc de autosuficiență și încântare de sine. Ca și suport pentru cele zise mai sus, voi aduce argumente din scrierile Sfinților Părinți și din cuvintele celor mai importanți profesori de muzică bisericească de la noi din țară. Aceste trei persoane care au fost invitate în luna octombrie a anului 2022 la Facultatea de Teologie din București pentru a participa la Festivalul Concurs de Muzică Bisericească, lăudați pe Domnul, sunt următoarele. Profesor universitar dr. Nicolae Gheorghiță, prorector al Universității de Muzică din București și dirijerul corului Psalmodia al aceleiași universități, având următoarele studii și competențe legate de istoria și teoria muzicii bizantine, istoria muzicii universale și românești, tehnica armoniei și a scriturii corale, teoria instrumentelor și tehnica orchestrației, pedagogiei muzicale, este muzicolog, membru al Uniunii Compozitorilor din România, având mai multe studii și burse postdoctorale la Atena, Salonic, Cambridge și Petersburg. Al doilea este preotul conferențiar universitar dr. Sterian Ionașcu, dirijorul coralei Catedrale Patriarhale. Iar al treilea este preot lector universitar dr. Zaharia Matei, de la Facultatea de Teologie din București. Toate aceste trei persoane au cercetat manuscrisele muzicale din întreaga țară, legate de muzica și de tradiția muzicală în biserică, și au constatat următoarele. În țările române, cu excepția Transilvaniei, unde datorită ocupației austro-habsburgice, austro-maghiare, a mai multor sute de ani, și unde majoritatea oamenilor iau iubagi și nu existau biserici și preoți, sau ea a fost distrusă de generalul Bukov, inclusiv mănăstirile, și atunci nu s-a putut dezvolta și nu avem o tradiție muzicală și de aceea în Transilvania avem acele pricezne care nu sunt ale bisericii și au apărut dintr-un spațiu laic, nefiind biserici. Deci în țările române a existat o importantă activitate muzicală, existând imnografi și melozi care au compus sau tradus partituri pentru toate slujbele care se săvârșeau în biserică. În acest an 2023, Televiziunea Trinitas a prezentat în luna martie o emisiune organizată de Vasile Bănescu, purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, cu tema Originile și evoluția muzicii de tradiție bizantină. La această emisiune l-a avut ca invitat pe domnul Constantin Răileanu, absolvent al Universității de Teologie din București și absolvent al Universității de Muzică din București, dirijor, compozitor, cercetător, muzicolog, având un masterat în muzică bizantină
și un doctorat în muzică. Domnia s-a afirmat că muzica de tradiție bizantină este autentica muzică bisericească și că muzica de tradiție bizantină nu este o muzică națională, cum și majoritatea preoților înțeleg și vorbesc. Și nu s-a născut în spațiu monahal, ci în marile orașe unde existau mari comunități creștine, în Damasc și Constantinopol, care erau alcătuite din diverse naționalități și culturi. Astfel încât putem spune fără să greșim că această muzică a fost și este una universală, pe care toate neamurile creștine au folosit-o ca și cântare în biserică la toate slujbele. Sfântul Teolit al Filadelfiei, dascălul Sfântului Grigore Palama, spune că în biserică psalmodierea trebuie făcută cu atenție și cu duh liniștit. Iar Sfântul Vasile de la Poiana Mărului, duhovnicul Sfântului Paisie Vilcicovski, spune că cântarea se aseamănă cu Vechiul Testament, iar rugăciunea este Noul Testament, care curățește omului inima de patii. Prima este o lucrare exterioară, iar a doua este interioară. Scopul cântării în biserică este acela ca omul să dobândească o străpungere a inimii, o inimă smerită, unde Duhul Sfânt să se poată sălășlui. În țările române, primul imnograf și protopsalt care apare manuscrise este Filotei în jurul anului 1392, ale cărui cântări s-au răspândit în secolul XV în toată peninsula Balcanii. Închei aici prima parte, dar voi continua cu o nouă înregistrare legat de acest subiect important.